Printre cei care au trăit clipe de groază în timpul măcelului terorist din Londra se numără și Lorette. Mulatra a plecat în capitala Marii Britanii pentru câteva zile de relaxare, dar vacanța ei s-a transformat într-un coșmar. Unde era și ce făcea când a avut loc atentatul, aflăm chiar de la ea. Lorette este în direct cu noi. Lorette, bună ziua! Bună ziua! Lorette, știu că tu în continuare ești în Londra. Nu ți-a fost teamă să rămâi acolo? Da, sunt în Londra. Ce să zic... Eu, din fericire, nu am apucat să vizitez mare lucru decât pentru siguranța mea. Preferat să rămân aici, în centru, deoarece în momentul în care au fost acele atentate, eu am sunat la ambasada României de aici și a trebuit să mă asigur dacă mai pot ieși pe stradă. Și, cei de acolo... M-au asigurat că totul este ok, însă în aceste zile este de evitat aglomerația, locurile unde sunt foarte mulți oameni și acele obiective turistice unde s-a întâmplat atentatul, în momentul de față sunt închise și nu poți să mai mergi acolo. Lorette, unde erai în momentul atentatului? Știu că la un moment dat ai postat fotografii, apoi nu ai mai avut nicio activitate pe conturile de socializare și lumea în țară s-a alarmat. Da, eram în oraș cu niște prieteni, într-un bar, aș putea să zic, unde se socializează. Erau foarte mulți oameni acolo. Na, spre fericirea mea nu am avut parte de nimic, ca să zic așa, Doamne ferește. Da, erai departe de centrul Londrei, de locul exact unde au avut loc atentatele sau erai în zona respectivă? Nu, este aproape de mine, adică eu sunt cazată undeva în centrul Londrei, iar atentatul s-a întâmplat, nu știu, la câțiva kilometri de mine, de locația unde mă aflu eu, aș putea să zic, nu știu, la 20 de kilometri, să zic. Destul de aproape. Voi cum ați aflat, Lorette, de ceea ce s-a întâmplat? Că mă gândesc că s-a răspândit repede vestea. Păi eu am aflat în momentul în care eram cu prietenii mei. Toată lumea s-a oprit din ce făcea și se uitau practic pe plasmele din localul respectiv unde eram noi. Dai seama că toată lumea s-a panicat. Na, este pentru prima dată când mi se întâmplă așa ceva. Într-adevăr, dai seama că a doua zi mi-a fost și mie frică să mai ies pe străzi, dar să știi că oamenii sunt destul de liniștiți pe străzi. Văd că eu acum în momentul de față mă aflu pe stradă. Am intrat în câteva magazine și e foarte multă lume pe stradă, adică... Oamenii nu s-au panicat sau cel puțin nu s-au baricadat în case, îmi spui. Dar măsurile de siguranță... Ba da, să știi că noaptea respectivă, când s-a întâmplat atentatul, nu mai era nimeni pe stradă, adică... Dar... Eu am fost dusă acasă de către prietenii mei la, nu știu, să zic, la 2-3 ore... De atentat. În momentul adică producerii atentatului, mi-a fost frică să merg singură și a trebuit să merg împreună cu ei. Îmi spuneai, Lorette, că erați într-un bar, într-un restaurant în momentul în care s-a produs atentatul și ați aflat de la televizor. Nu ați vrut să părăsiți localul? Ați mai avut curaj să rămâneți în oraș? Nu. Toată lumea a fost sfătuită să rămână acolo, să nu ieșim pe străzi. Și la fel și a doua zi m-am informat bine înainte de a ieși din nou, pe stradă. Au venit cei din local să vă spună să rămâneți acolo, să nu părăsiți incinta? Sau a venit și poliția, au venit și autorități? Nu, autoritățile nu au venit, ci am sunat la ambasadă, m-am asigurat că totul este ok, dacă pot să ies din nou pe stradă. Mi s-a spus că da, nu este niciun fel de problemă, însă cu obligația de a nu a mai merge în locuri foarte, foarte aglomerate.
La obiectivele turistice care sunt extrem de vizitate. Din păcate pentru mine, sau din fericire, nu m-am apucat să văd mare lucru. Eu am ajuns aici vineri, sâmbătă am fost mai obosită și am preferat să vizitez centrul Londrei și magazinele și trebuia să merg acolo, dar uite că Dumnezeu parcă a ținut cu mine și nu, am zis că o să merg a doua zi, adică duminică, și duminică totul este acolo, acum totul este închis, nu mai pot merge. Loredana, dar acum se simte, nu neapărat panica, mă gândesc că panica a trecut, dar teama se simte pe străzi sau oamenii și-au reluat vechile activități? Nu, oamenii și-au reluat activitățile, până și eu am ieșit a doua zi, am vizitat grădina zoologică, erau foarte mulți turiști cu copii, am vizitat și ceva muzee, dar acolo nu mai pot merge, pentru că totul este închis în momentul de față. Dar autoritățile au sporit măsurile de siguranță? E mai multă poliție pe străzi? Da, e foarte multă poliție pe străzi, la fel și magazine, la fel și în camera de hotel, de exemplu, dacă cineva vrea să vină la tine, un prieten sau ceva, este foarte bine controlat și adus de către cei de la hotel la tine în cameră. Da, într-adevăr, siguranța este mult mai mare. Te întrebam, Loret, cum de... Până și la grădina zoologică am fost controlat de către autorități. Te întrebam cum de ai decis să rămâi în continuare acolo, cum de nu ți-a fost teamă? Păi, nu mi este frică, nu. Sunt ok. Într-adevăr, am primit foarte multe mesaje cu tei. M-au întrebat prietenii mei dacă sunt ok. Că sunt ok. Soțul meu m-a întrebat dacă sunt bine, fratele meu, nu, sunt ok, slavă Domnului, nu... Nu s-a speriat soțul tău și mama ta și fratele tău și implicit cea mică? Da, toată lumea m-a sunat, m-a întrebat dacă sunt bine, i-am sunat înapoi, i-am asigurat că sunt bine, că nu am pățit nimic. Nu, oamenii ce-au reluat activitățile, sunt foarte mulți turiști, însă oamenii, într-adevăr, sunt mult mai atenți, dar... Na, niciodată nu se știe, pentru că aceste atentate nu au loc și cam atât, adică nu poți să previi dinainte. Da, și din păcate acesta este scopul lor, să se meneteroare, să ne temem. Iată, din câte îmi spui tu, londonezii și turiștii care sunt acolo și-au reluat cât de cât viața și activitatea normală. Acasă, când te întorci, Loret? Astăzi am avion la 6 și... Nu, Londra este un oraș foarte frumos, însă din păcate se simte oarecum temerea oamenilor. Și frica care a fost semănată în urma acestor atacuri. Mulțumesc tare mult, Loret. Toată lumea, numai despre asta, numai despre asta vorbesc. Mulțumesc foarte mult, Loret. Te așteptăm în țară să ai un zbor ușor și plăcut.